tuturor celor din Zodia Scorpion sau care veți ascendentul sau luna în Zodia Scorpion, și bine v-am regăsit la o citire specială unde vom vedea ce se va întâmpla în viitorul vostru apropiat și cum veți petrece de ziua îndrăgostiților. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că vă mulțumesc din tot sufletul. Aceste mesaje sunt mesajele viitorului apropiat, iar aceste trei mesaje ne vor spune cum veți petrece voi ziua îndrăgostiților. Bun, Prima energie, diavolul. Vedeți că sunteți atrași în fel și fel de capcane, fie pe la locul de muncă, fie în viața personală. Există o situație aici care nu vă cade bine. Puteți avea și o persoană obsedată de voi, poate să fie o persoană în jurul vostru, în energia aceasta, sau puteți intra în contact cu o persoană în zodia Capricorn. Aici este vorba și de o așteptare îndelungată. Așteptați niște vești, așteptați o sumă de bani, Uh, Pase există o colaborare care nu vă încântă pe voi foarte tare sau nu vă inspiră o siguranță de 100% și parcă stați foarte mult și analizați această situație, iar pe de altă parte vorbim și de o relație complicată, iar voi vă implicați foarte mult zilele următoare în acea poveste. Uh. Puteți se vede face și cu zodia gemen. dacă căutați soluții, căutați variante, fie pentru un loc de muncă, pentru o sumă de bani sau pentru o relație care nu este tocmai ușoară. Văd aici faptul că aveți tendința de a vă arunca în anumite compromisuri sau situații. Vă, vă, da, vă asumați un angajament mult prea mare pentru o persoană fără de care parcă nu puteți trăi. Deci sunteți dispuși să faceți orice, numai să fiți cu acea persoană. Pe care avem regina de monede, în semn de pământ, ori picioare sau capricorn, care aduce multă stabilitate în viața voastră. Aici vorbim și de o sarcină, energie de mamă, poate sunteți părinți și zilele următoare vă focusați foarte mult pe copii sau lucrați cu copii, depinde de la caz la caz, sau apare o sarcină, după cum am spus, o sarcină de fetiță, sau urmează să aflați sexul copilului, să știți că va fi fetița asta la unii dintre voi, având în vedere că este o etalare generală. Puteți să vedea face și cu semne de aer, gemeni în balanță vărsător, dar și cu zodia pești. Întâmpinați aici uh, um, o greutate, vă pune o, o persoană pe gânduri, parcă vă este frică să. Vă este frică de un eșec, dacă nu o să iasă, dacă nu o să primesc un răspuns pozitiv într-o situație, pentru că apare și foarte multă confuzie și foarte multă nesiguranță, dar norocul este de partea voastră. În schimb, tot veți avea o stare așa melancolică, tristă, din cauza unei iubiri, o iubire neîmpărtășite sau care nu vine pe o cale ușoară. Și văd și foarte multă muncă în zilele următoare, poate renovați ceva, poate reparați ceva, o muncă în echipă, există foarte multă forfătă, vă mai vin niște bani, discutați cu anumite persoane în legătură cu, de, în legătură cu niște bani, nu știu, parcă vă interesați, căutați informații și vizavi de un serviciu sau pentru un examen, nu mi apare aici un examen, dacă aveți să știți că va fi cu noroc, pentru că mi-apar niște studii, studii care vor fi cu succes, poate fi și o situație care durează un an de zile din momentul în care vă înscrieți și poate acum este perioada. Aveți de -a face și cu semne de pământ, ori fecioară capricorn, dar mi-apare și foarte mult spor, sprijin în tot ceea ce faceți, pentru că pe dragoste lucrurile se vor așeza în cele din urmă. Parcă mergeți așa înainte, dați înainte cu mai multă încredere, cu inima deschisă, dar mi-apar și foarte multe situații care aduc stabilitate și siguranță în viața voastră. aveți aici o persoană care o să vină cu niște vorbe mincinoase către voi, vă minte sau vă trage de limba, aveți grijă cu cine vorbiți sau ce informații oferiți. După care avem un 8 de uh, băte care aduce o, o schimbare rapidă sau vă caută cineva după o lungă tăcere. O persoană care vă a făcut foarte mult să speriți, vă caută. Care este rolul acestei persoane? Suferă după voi. Voi v-ați vindecat, v-ați ridicat, iar acum persoana aceasta își plânge în pumn că vă vrea înapoi. Nu știe cum să facă să vă ceară iertare că v-a rănit. Pe de altă parte, poate fi și o situație legată de locul de muncă, unde ați fost tratat într-un mod uh, urât și voi ați suferit foarte mult și poate ați plecat de acolo și parcă sunteți căutați acum să vă întoarceți se roagă cineva de voi să vă întoarceți dar e norocul vostru aici, oricum iar vis a -vis de angajamentul acesta o să cam amânați decizia, nu o să o luați zilele următoare o să mai dureze stați mult și vă gândiți există un beneficiu, într-adevăr un avantaj, dar încă vă mai interesați nu știu, mai discutați în stânga și în dreapta cereți niște păreri și avem și asul de cupe, abundență, șansă, șansa unică la iubire, la prosperitate, abundență, mai ales din punct de vedere emoțional. Și aveți de a face și cu semne de apă, rac, scorpion sau pești. Unii dintre voi aveți așa o greutate în suflet, nu mai aveți speranță că o să fie ceva bun mi-apare din nou un examen, mi-apare din nou niște vești bune legate de bani, de dragoste, o poveste de dragoste care se conturează, poate trăiți o poveste de dragoste pe la locul de muncă sau primiți o veste bună legată de bani, de muncă, lucruri care se vor mișca din ce în ce mai bine. Puteți să vedea face și cu semne de pământ, sau capricorn, dar și cu semne de apă, rac, scorpion sau pești. Luați o hotărâre pentru un nou început. Dați două căi diferite, amândouă noi nouți, și voi trebuie să dați un răspuns penal la una dintre aceste două situații. Poate are legătură cu iubirea, cu o prietenie, cu un drum, cu o călătorie sau cu o decizie legată de muncă sau de bani. De ziua îndrăgostiților avem lumea, eremitul și optul de monede. Foarte multă singurătate. Ori e doriți să stați retrași, ori nu vreți să stați sau să petreceți această zi cu cine. Ori, unii dintre voi nu credeți în ziua îndrăgostiților, ci mergeți pe dragobete, variantă românească. Poate fi vorba și de o relație la distanță și o să vorbiți mult prin mesaje, la telefon, pe rețele de socializare, altfel nu vă puteți vedea, distanța este destul de mare între voi dar și foarte, o zi foarte încărcată din punct de vedere profesional, adică vă văd muncind foarte mult și sunt anumite lucruri, anumite activități pe care nu le puteți întrerupe să petreceți ziua într-un mod diferit. Ia să vedem ce aduce lumea. Iertare, deschidere, da, foarte multă comunicare, foarte multă comunicare, multă implicare emoțională, declarații de dragoste și deschiderea persoanei iubite către voi vă spune ce simte cu adevărat, ce gândește, ce își dorește, că văd că această persoană își dorește foarte mult stabilitatea. Eremitul, vedeți, aduce o iluzie, e frica de a nu vă arunca într-o poveste sau această zi să o petreceți într-un mod așa trecător. Vă doriți cumva să vă consumați această iubire, în intimitate sau să aveți o discuție între patru ori cu persoana iubită, să o întrebați ce simte el sau ea cu adevărat pentru voi. Și deci, mi apare și foarte multe, nu sacrificii, voi care trageți de o relație sau voi sunteți cei care inițiați, care faceți totul în această poveste și datorită acestor lucruri, povestea continuă. Nu văd această persoană pe la care vă gândiți sau pe care o iubiți implicată la fel de mult ca voi o persoană schimbătoare, este o persoană care când nu-i convine ceva, vă cam rănește. Se termină cu o pauză, deci veți fi căutați de o persoană cu care n ați mai comunicat de mult timp și parcă încep lucrurile să se pună în mișcare, vă regăsiți, vă... Apare dorința aceasta de a cunoaște mai mult, de a ști mai mult ce simte, ce își dorește această persoană, și văd foarte multă siguranță. Adică vă veți simți în siguranță în această zi, în preajma cuiva sau în legătură cu ceea ce vă transmite din punct de vedere emoțional. Un cadou. Vă, re, vă, re, vă revedeți cu cineva și vă face această persoană un cadou. Pe de altă parte mi-apar și momente de disperare, dar seara, ziua, da, ziua se termină cu bine pentru că văd că treceți prin diferite stări, unii parcă treceți, treceți de la agonie la extaz din cauza persoanei pe care voi o iubiți, că aveți nevoie de momente de intimitate, de a petrece împreună. Iar această persoană, parcă pe ultima 100 de metri, vă tot spune că ba nu poate, ba trebuie să trageți așa de el sau de ea și vă întristează lucrurile acestea pentru că parcă organizați ceva. Apar și noi aventuri, puteți întâlni oameni noi în această zi, dar nu sunteți hotărâți, nu vreți să dați curs, nu vedeți nimic clar, nu puteți lua o decizie finală, cu toate acestea vreți un viitor mai bun din punct de vedere amoros și vreți ca ziua aceasta să fie să se termine cu bine. Dragilor, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!